Hello, 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 bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi facem shopping, mini shopping. Deci avem nevoie în felul următor: de sandale, de pantofi cu toc. Mă rog, nu avem nevoie, ne dorim. Nu e nimic urgent, urgent, dar fata voastră își dorește o pereche de sandale. Asta după ani de zile în care nu mi-am mai cumpărat nicio pereche. Mi-am mai luat mama ocazional, dar nu m-am dat în vânt în ultimii 5 ani, cred, cu sandalele. Am purtat doar de nevoie. Să stau așa, să nu pare că sunt dezbrăcată. Așa, mai văzut eu la un moment dat așa, dar când eram cu mama pe la mall, o fustiță. Și mai avem niște treabă la Melchior. Se aude de afară. Eu merg cu geamul deschis. Vara de obicei nu prea folosesc aerul, decât dacă nu mai se poate, nu se mai poate deloc. Da, deci mi-am comandat niște Adidas și negri cu talpă verde. O să vi arăt în acest clip, deci arată genial. Și am ajuns la Park Lake. Îmi place că am top și pantaloni lungi, știi? trebuie să-mi pun în mașină și niște pantaloni scurți, just in case. And let's go. Oh, hi there. Și începem cu începutul și mergem la chestia verde. Da, am văzut eu ceva verde. Unde? În Kato. Uite ce am eu. Uite ce am găsit eu la Kato. Hai să mergem la astea colorate și, by the way, rochia aceasta este și pe roz și pe negru. Ne întindem până la verde. Ne rugăm să nu ne cadă topul și verificăm măsura. Și uitați ce am mai văzut aici, rochia mea de Revelion. Ce am filmat din greșeală, dar se vede cât de cât interesant, mai ales aici. Pam, pam. Măsura e universală, dar vine. Mai avem o chestie de probat. Problem, big problem, body-ul ăsta e cam larg. Stați așa. Da, puteți să o duceți pe asta, clar rămâne. Și după ce am stat să ne dezbrăcăm și ne-am îmbrăcat la loc, acum mai trebuie să probăm altceva. Mărimea 26 era cam mică. Cam mare, pardon, nici 25 nu mi se pare că mic. Da, e și largă, e și prea lungă. Ghinion. La fix, că și așa vine vara și am nevoie de pantaloni scurți noi. Și am luat o fustă pantalon de la Reserves zilele trecute când am fost cu mama și parcă e un pic cam larg la spate. O să filmez un try-on astăzi, în cadrul acestui clip. Nu de altă, dar mai am ceva ce mi-am luat de la Reserves. Și mai am și de la Sensei două fustițe și o rochiță pe care vreau să vi le arăt, comandate de pe net. Chiar au câteodată și produse bune cei de la Sensei și Sensei, Sensei, however you wanna say it. Dacă am auzit multe variante. Next, Melchior, deoarece mai avem nevoie de pastiluțe de fard din ăla nude și mai vrem și alte culori. Mergem la CCC. Ne trebuie și încălțări noi pentru că, na, ne trebuie. Și mergem direct la pantofiori. Unde ar fi pantofiori. Văd chestii cu toc deja. Să ne mai plimbăm printre rafturile acestea, deoarece nu văd încă chestii negre. Nu, aici sunt atidași. Da, unde sunt pantofiorii cu toc? Am găsit niște chestii și avem varianta numărul 1, varianta numărul... Nu. Și varianta numărul 2, care e prea basic. Da, deci vreau să zic că am 4 variante. Dar ăștia cred că e din discuție. I will think about it. Din motivă de igienă îi probez cu șosete. Și au 39, numai ăștia cu tocul mai înalt, din păcate. Mai întrebai ceva și nu mai știu ce. Cum mergem la Zara să-i luăm mamei un sacou? Aha, acum trebuie să intru în WhatsApp, să mă uit la poză și să caut chestia asta. Mă duc cu poza la angajată, mai bine. Nu pot să cred ce am găsit. Mai găsit ceva, o fustă pantalon super elegantă, super drăguță. Ok, hai la cabina de probă și o să vă arăt acolo cum arată. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Too basic, nothing interesting for me. Zara Kids, no, cabina. Mamă, e un pic mare și asta, sunt două picioarele. Și nu cred că am măsură mai mică. I'm dying. I'm literally
dying rain now. Și alungi cu verde și pe albastru. Gata, tripul la mall, aveți grijă dacă mergeți în Zara, Park Lake, n-aveți voie să filmați, aparent. Dar eu apucasem să filmez deja, până să-mi zică, domnul bodyguard, că n-am voie. Vedeți reserve-ul? Era încă acolo. Mamă, bine naibii că trebuie să plec, pentru că eu nu am aplicat măsura de siguranță pe care eu o fac, mă, normal că merg la mall, și anume să nu iau mai mult de 10 milioane cash. Maxim, pentru că știu că nu mă pot abține și că dacă văd chestii care îmi plac, mi le iau 100% garantat. Adică dacă l-am și luat după mine la cabina de probă, să-mi vină și să nu mi le iau, nu, n-ai văzut așa ceva. Nu, chiar am o problemă în ceea ce privește hainele și comparatul de chestii verzi, impulsiv, efectiv, impulsiv. O fac fericită, da, ce vrei. 10.000 de ani mai târziu și niște treabă pe laptop și am revenit la acest clip ca să continuăm try-on-ul și să vă arăt ce minunăție mi-am luat eu de la Reserved și așa și ce Adidas negri cu verde mai are fata voastră. Ok, haideți să vedem ce avem aici și nu ați văzut deja și nu, aia nu-i comandat de la Intimissimi, acolo avem altceva. Voi proba chestiile astea în ordine aleatoare. Acum, haideți să luăm această geacă de la Reserved. Parampam, care este o geacă de chele verde, care mie mi se pare largă aici, dar e cea mai mică măsură, măsura 34. Mi s-a spus că este ok, am întrebat două persoane dacă nu cumva li se pare că e un pic cam lărguță și mi-au zis că e ok. Dacă ar fi legată, ar fi numai bună, dar vă dați seama că eu nu o să port legată. Acum, haideți să comparăm această fustă pantalon cu fusta pantalon luată de la Reserved, și anume această fustă pantalon care e de blug și e mai mult gri decât spre negru. Și cam așa arată fusta pantalon de la Reserved, care aici la spate e foarte largă, dacă te uiți așa din față pare ok, dacă când stai așa, e, da. Oh, voi ce ziceți, o returnez sau să păstrez această fustă pantalon? Haideți să probăm și rochița verde, deoarece la magazin am probat-o pe albastră și pentru că facem și un TikTok, evident. Că doar devenit o să-mi vină la fel și aia verde, la fel ca și aia albastră, dar na, de dragul contentului. Ok, I love it. Strălucesc de fericire. Bine, nu, aia e lampa pe care am aprins-o ca să filmez cu camera frontală. Îmi place maxim rochița asta, pentru că poate fi purtată așa, da, mai scurtă, cum îmi place mie, sau o putem trage mai în jos și o facem așa mai lungă, dar mie nu-mi plac rochițele lungi, plus că dacă mai și mâncă un pic, mi se vede burtică, așa că o tragem, uite, așa, și o facem, uite, așa. Să vedem și Adidas și de la Epica! Mai exact de la Otter avem poză, nu avem poză, ba da, avem poză, dar e sneak peek. Tada! Uitați-vă la ei, deci vă rog frumos, stați să mă așez un pic jos să vi pun așa, uitați-vă, doar uitați-vă un pic. Numai complimente am primit în afară de maica mea care a zis că o să-mi stric mersul pentru că mergeam un pic cam ciudat cu ei și mă durea meniscul, dar bine, pe mine mă durea pentru că făcusem niște mișcări greșite la sală. Schepsisul cu ăștia e următorul. Mi-am comandat încă o pereche. Vă atașez aici niște poze, niște clipuri, niște ceva. Acea pereche era disponibilă doar în măsurile 37, 38 și 39. Mi-am luat 39 și mi-erau strâmți. Ăștia-s 40. Pe ceilalți deja am și returnat deja, din păcate. Și uitați cât de frumoși erau. Erau mult mai interesant și mai de efect, având în vedere și returile acelea. Dar chiar nu venea unul la mână, doi la mână. Ăștia sunt nuanța mea de verde. Adică avem verdele ăla, verde, verde, verde. Nu, ăsta e prea închis. E verdele ăla care trebuie. Celălalt era mai mult un verde turcoaz. Și dacă tot suntem la capitolul încălțăminte, haideți să vă arăt și sandalele și pantofiorii pe care mi-am luat. Dar înainte a trebuit să probez și rochița albastră. Asta e deja a patra chestie albastră pe care mi-o cumpăr. Par exemplu, uno, dos, tres. Pentru că v-am zis că mi-am luat niște chestii și de la Sinsei.
Revenim la încălțări. Mai avem papucii ăștia de casă de la Sinsei, super comos, super drăguț, cu imprimeul ăsta super ieftin. Niște șlapi pentru la piscină și ăștia au fost super ultra mega ieftini, mă deranjează că scrie mare Sinsei și am mai văzut unii la H&M care erau mult mai drăguți, dar bine, cred că erau vreo 70 de lei, ăștia au fost cred că 10 lei, deci da. Am avut doar două perechi de șlap mai fancy la viața mea, așa nume, unii de la Calvin Klein cu platformă și unii, nu mai știu de unde, verzi cu pietricele, acolo între picioare, între picioare, auzi, între degete. Și pe aia mi-am luat când eram în state, pentru că acolo nu mi-era, mamă, stai așa că acum mi-am dat seama. Iar filmam cu geamul deschis și se auzeau răgnete de copii de afară. Anyways, da, acele perechi de șlapi eu mi le-am luat din America și mi-am asumat că acolo nu o să-mi fură nimeni șlapii. În România, sinceră să fiu, mi-e teamă să mă duc cu niște șlapi mai fancy sau de la un anumit brand la mare sau la terme, la terme, la strand. Nu, frate, trebuie să fie șlapi din aia, sub 50 de lei, clar, pentru că dacă îmi iau unic, un model drăguț și interesant, după aia mă oftic un pic, știi, dacă mi ciordește cineva. Și hai să fim serioși, în România se ciordește la greu, frate. Adică nu o să mă vezi pe mine cu Calvin Klein la strand, niciodată. Trecem la sandale și mi-am luat aceste sandăluțe, care sunt destul de drăguțe. Poate doar un pic junkiste, dacă tot a trebuit să-mi fac plinul și am fost la Petrom, am intrat și la Daimanul ăla de pe Mihai Bravo. Da, sunt de la Daiman. Sincer să fiu, mă așteptam să fie mai proaste, dar se simt destul de bine în picioare și au fost și destul de ieftine, adică am dat 200 și ceva pe ele. Și pentru 200 de lei chiar se simt bine. Și mi-am mai luat și acești pantofiori care păreau ok la magazin. Doar că eu i-am probat cu șosete și acum mi se par largi. Mamă, deci acolo mă șofticasem pentru că ăia cu tocul mai mic, care erau un pic mai comozi, erau 38, aveau 37, 38 și 40, n-aveau 39. Și mărimea 39 o aveau doar la ăștia și la încă o pereche cam urățică. Ăștia sunt de la CCC, by the way. Da, acum că mă uit la ea așa, nu-mi place genul ăsta, nu-mi place genul ăsta de pantofiori. Omuleu, vai de capul meu, mamă, dar chiar că sunt obositori, sunt înalți rău de tot. Bună, eu sunt Eva și nu port tocuri. Ok, haideți să vă arăt și rochița și fustițele de la Sinsei. Ta-ra! Această rochițică super ultra mega cute este noua mea rochiță preferată și alea două vor fi cele mai purtate rochițe, da, dar asta e preferata mea. Îmi transmite I'm So Fancy Vibes, nu știu dacă vă mai aduceți aminte piesa aceea cu I'm So Fancy But You Already Know, da, aia, da. Tipa din clip purta o rochie, nu cu verde, purta o rochie de genul cu carouri și mă simt un pic ca și cum aș fi din filmul ăla. Da, mă rog, nu rochie, era fustă cu saco, sorry, my bad. Drumroll rolls, please! Avem această fustiță, iar această fustiță este motivul pentru care eu am intrat pe niște site-uri să-mi caut fier de călcat pe niște site-uri. Auzi, mănânc raha degeaba. Am intrat pe un site, că mi-e lene. Da, am intrat pe Altex, mi se pare. Habar n-am. Ceva de genul. Da, eu care ziceam că nu o să calc niciodată, că n-am nevoie, că pana mea, n-am haine care să trebuiască să fie călcate, adică și cămășile pe care le-am, le pot pe post de jachetă, le leg, adică oricum se fac nașpa pe aici după ce le leg și alea pe care le-am le scutur foarte bine, le las la uscat pe umeraș și sunt good to go, dar aveam această fustiță care nu poate fi purtată, așa că ne facem de râs și mai avem încă o cămașă la culoare, evident nu le purtăm împreună, la culoare care nu poate fi purtată decât dacă e călcată și am purtat-o de două ori, odată am călcat-o la mamă, odată la prietenul meu. Și pana mea, mi se pare iureasă, mă duc la cineva să-mi calc cămașa, adică ia-ți un fer de călcat, e câteva sute de lei, mare lucru. Maioașul, topul ăsta, ce-o fie, e tot nou, by the way, m-am dus înainte de Sunrise la mall să-mi iau pantaloni scurți și mi-am luat și maioul ăsta și încă o chestie citru. Acum trecem la asta albastră. Taram! Da! Asta este destul de eleganțică și ea, param, pam, și îmi place foarte mult care are treaba asta aici. What do we think? Și haideți să vă arăt și chestia asta pe care am luat-o împreună cu topul de mână.
de pe mine. E sitru, nu știu sigur cât de mult o să-mi placă acest model. Am un singur top, așa, sitru și cu pătrățele și am zis să-mi iau și unul din ăsta cu floricele. Nu puteam să nu-i mai probez încă o dată. Sufletul meu de junkistă în momentul de față este foarte, foarte mândră de această achiziție, da? Ne-am luat o grămadă de chestii cute, drăguțe, da? Așa că tu, da, dacă trebuie să fii poți să nu mai zici că mi-am luat chestii de junkistă, da? Ne-am luat o chestie, o singură chestie de junkistă, da? Bine, poate și sandalele. Nu, sandalele nu, sunt drăguțe. Adidas și sunt un pic, da? Sunt Adidas. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și în acest clip, sper că v-a plăcut. Spuneți-mi în comentarii ce genuri de clipuri vreți să fac, pentru că nu știu ce să fac încât să vă placă și vouă. Adică eu am niște idei, dar nu știu sigur dacă merită să muncesc pentru acele clipuri. Eu acum mă duc să tai etichetele de la toate hainele astea, alea cu prețul și astea, pentru că mă enervează rău de tot. Le bag la spălat și mă duc să-mi fac un duș, pentru că n-am pus atât de multe haine pe mine, pe care le-au mai probat și alți oameni și care au fost cine știe pe unde, pe jos, prin depozite, prin magazin și sunt pline de praf și trebuie să mă spăl ASAP. Anyways, thank you for watching. XOXO, Eva.